Bună seara și bine v-am găsit la Puterea Cuvântului. În această seară l-am alături de mine pe domnul deputat Florinel Stancu, deputat de Dolj, care iată ne reprezintă de 4 ani județul în Parlamentul României. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Vă salut pe dumneavoastră și pe telespectatorii postului Capital TV. Avem multe de povesti cu dumneavoastră, dar vreau să începem exact cu prezentarea cu care începusem eu. Și anume, sunteți de 4 ani în Parlament. Ce ne puteți povesti despre această experiență și cum doriți să o continuați? Deci sunt de aproximativ 4 ani de zile în Parlamentul României. Eu zic că în primii 3 ani de zile sunt deputatul care nu a avut nicio absență și care am participat la toate ședințele plenului. Ceea ce e lucru rar. Da, lucru rar, atât la plen cât și la comisie. Cu toate că dumneavoastră locuiți în mare parte în Craiova, ați făcut practic naveta. Cum v-ați descurcat? Am făcut naveta, plus că mi-am făcut munca de teritoriu. Din punct de vedere politic, ați depășit aceste granițe ale colegiului? Da, eu zic că din punct de vedere politic am depășit granițele acestui colegiu, pentru că am fost deputatul care săptămânal a fost prezent în teritoriu. Nu a existat săptămână să nu fiu alături de cetățeni și de aleșii locali. Sunt chiar multe de povestit despre această activitate și spuneați că mulți colegi de-ai dumneavoastră absentează. Asta nu se taxează nicicum? Sau nu contează faptul că mergi la fiecare ședință, așa în comparație cu alții care nu vin? Eu zic, vorbesc despre mine. Repet, sunt deputatul care nu a absentat. Despre ceilalți colegi, vedeți și dumneavoastră, normal ar fi să fie taxați odată la 4 ani, dar din păcate nu contează acest lucru. Dar ce contează, practic? Eu zic, contează lista, nu contează cum e lista. Părerea mea că în mediul rural se votează partidul și mai puțin omul. Eu mi-aș dori să se voteze omul. În cazul meu, cred că am fost deputatul sau parlamentarul cu cea mai mare prezență în teritoriu. Ați plecat din PSD, care era un partid mare. Da, de ce? Am plecat din PSD pentru că nu mai m-am regăsit în acel partid. Cu toate că, așa cum spuneați, oamenii, cel puțin în mediul rural, încă votează partidul. Nu v-a fost teamă să faceți acest pas? Nu. De felul meu sunt un om care mi-este teamă decât de Dumnezeu. V-ați asumat tot? Mi-am asumat totul. Am spus, aveam 2 variante. Și am ori să meșueze acest proiect, ori să reușesc. Și cum este până acum? Părerea mea că până în acest moment am reușit. Dacă la alegerile locale Pro-România s-a situat pe locul 3 pe județul Dolj. Mie mi se pare un lucru extraordinar să termin pe locul 3 înaintea partidelor gen USR, PMP, ALDE cu statut vechi pe scena politică. Aveți și o echipă foarte bună, aș spune eu, care a fost prezentă la alegeri aici, la Capital TV. Ați păstrat această echipă? Mergeți în continuare păstrat, cu aceiași oameni? Am păstrat această echipă. Au venit și alți oameni noi și la mine ușile sunt deschise. Și avem de vorbit și despre oamenii noi, că iată v-ați unit cu ALDE. Cum vedeți această alianță? Da, în prima fază auzeam multe voci că nu este bine că ne-am unit cu ALDE, că o să ne tragă în jos. De ce nu e bine și de ce e bine? Haideți să prezentăm și punctele. Este bine pentru că și ALDE are 21 de aleși locali, consilieri locali. În săptămânile următoare o să mai avem un consilier județean din partea ALDE. Și eu zic că suntem în momentul de față 3, că avem 3 consilieri județeani și o să Pro-România o să aibă 4 în luna următoare. Punctele pozitive zic eu că ar fi că iată sunt mai mulți oameni care vă vor vota. Sunt mai mulți oameni și sunt localități unde noi nu avem aleși locali sau nu aveam reprezentanți în acele comunități. Cum apreciați activitatea politică din Dolj din ultimul an? Activitatea politică din Dolj în ultimul an, eu o apreciez din punctul meu de vedere, eu ca persoană, Florin Stancu, plecat pe 22 iulie din PSD, cred că nu am avut nicio zi liberă. Am construit în fiecare zi, am dorit ca Pro-România să ia un scor bun la alegerile locale.
Din păcate pentru mine, eu mi-am dorit un scor mult mai mare, dar până la urmă și aproape 8%, zic că reprezintă un scor foarte bun la un an și pe scena politică. Spuneți că v-ați dorit un scor mai bun, da. Deși este, așa cum spuneați, până la este, urmă. Este, eu sunt perfecționist și mie, eu unul nu am fost mulțumit. Cu de toate ce că... credeți că nu s-a obținut acest scor? N-au venit oamenii la vot? Au fost, nu știu... furate voturile, așa cum se aude? Nu vreau să sau... vorbesc că au fost furate și niciodată nu s-arunc vina pe cineva că s-au întâmplat lucruri ciudate în secție. Nu v-ați mobilizat suficient? Eu pot să spun că cred că am făcut cea mai frumoasă campanie la alegerile locale. Am avut echipa, zic, cea mai frumoasă și în fiecare localitate, comunitate, am avut candidați tineri cu potențial, dar din păcate am fost prins la mijloc de două blocuri mari politice, PSD și PNL. Deci este problema exact cu ce începuseți dumneavoastră, că oamenii votează partidul și nu alți oameni care, iată, poate ar merita să-i conducă. Eu vă spun cazul meu, la președintele Consiliului Județean, îmi spuneau mulți prieteni, am știut că nu ai nicio șansă, te-am votat la, pe listă la Consiliul Județean, la președintele Consiliului Județean am votat pe Cosmin Vasile, pentru că eram sigur că tu nu o să câștigi. De aceea mă gândesc că acum la legile parlamentare o să fie diferite față de cele locale. Acum nu poate un primar să impună, domne, du-te și votează 100% sau cei care au fost votați cu 70, 80, 90%, ca oamenii să-i asculte, să voteze PSD sau PNL. Părerea mea, totul va fi total diferit. Pe cine mai aveți pe listă la parlamentare? La parlamentare încep cu Camera Deputaților, eu locul 1, locul 2 Adrian Manea, inginer de profesie, un om de afaceri, locul 3 președintele la tineret Andrei Dina, un tânăr talentat și, ambițios. Și ambițios, un tânăr de perspectivă. Locul 4, Jean Nicola, profesor de sport, este patronul, să zic, al Academiei de Fotbal Milan. Locul 5, chirurgul Liviu Vasile și de aici lista continuă. La Senat, locul 1, Duval Nistor, din partea ALDE, da? Pe locul 2, Octavian Stanciu, consilier județean pro-România și vicepreședinte pro și candidatul nostru de la Segarcea, care a obținut, părerea mea, un scor bun la ceea ce a fost în această vară. Locul 3, Cătălin Naiche, a fost și el candidat la Gângeva, e directorul comercial la Varrom, o societate importantă. Locul 4, domnul Tătulescu, fostul comandant de la penitenciarul Pelendava și fost candidat la Comuna Fărcaș, la alegerile locale. Zic, și avem două liste bune. Și s-a întâmplat că, iată, într-adevăr, au venit oameni competenți care au candidat la primăriile din județ, da, în mediul rural. De ce oamenii totuși nu i-au ales, cu toate că păreau încântați? Ce s-a întâmplat efectiv în ziua votului? Eu pot să vă spun, până vineri seara și eu speram și credeam, că sunt un tip optimist de felul meu, credeam că o să câștigăm multe primării, chiar nu mă gândeam la Fărcaș, că v-am dat exemplu pe domnul Tătulescu sau pe Cătălin, pe Cătălin Naiche la Gângeva, în care eu îi consideram câștigători. Vedeți, lucrurile se schimbă de la o zi la alta, ce este astăzi nu este valabil pentru mâine. Nu vreau să comentez mai multe ce s-a întâmplat sau ce gândesc eu. Ne pregătim, suntem un partid tânăr, eu zic că am prins experiență, avem la ora actuală 100 de aleși locali, eu zic contează foarte mult pe viitor. Ne pregătim, construim, o să treacă și parlamentarele și avem timp 4 ani de zile să ne prezentăm bine în 2024. Ce vă propuneți pentru acești 4 ani? Pentru acești 4 ani îmi propun ca la alegerile parlamentare să pot obține și eu zic cu siguranță o să obțin încă un mandat de deputat. Îmi doresc să obținem și postul de senator și de ce nu cu 12-13% să obținem și al doilea post de deputat. Pentru că părerea mea, bătaia se va da pentru al doilea post, al patrulea loc de senator, între, zic eu, pro-România și PNL.
Iar cel de-al, să zic, al 10-lea post de deputat, la fel, va fi bătaie între PNL, USR, USR dacă va face pragul de 8%. Pentru că la parlamentare, ei sunt pe alianță, trebuie să atingă 8%. Ați văzut dumneavoastră la locale, trebuiau să atingă pragul de 7% și s-au împotmolit la 6,75, ceva de genul acesta. Deci sunt încurcate, ciudate lucrurile, vom vedea pe 6 decembrie. Vom vedea cu siguranță pe 6 decembrie, dar cu ce proiect veniți în fața oamenilor? Cu ce îndemn, cum îi îndemnați să vină la vot și să vă voteze pe dumneavoastră pro-România și pe dumneavoastră Florin Stancu? Eu spun, cred că am demonstrat în acești 4 ani de zile că am fost deputatul sau parlamentarul prezent alături de oameni. Sunt omul care răspund la orice oră de zi și din noapte. Nu spun aceste lucruri să fiu votat. Este o realitate. Oamenii au constatat, pot să se intereseze. Au văzut săptămânal postări pe online pe Facebook, am fost prezent în târguri, alături de oameni, la întâlniri și eu zic că în acești 4 ani de zile chiar nu am avut o zi liniștită. Îi îndemn să vină alături de Pro-România, suntem altceva, suntem un partid tânăr și cred că a venit timpul ca oamenii să aleagă și alte partide decât partidele tradiționale. Acesta este și motivul pentru care ați renunțat la PSD? Pentru altceva? Sau cum, ce anume mai exact v-a deranjat în doctrina acestui partid? Că spuneați că acesta este motivul pentru care ați plecat de la PSD, că nu vă regăseați. Nu m-am regăsit și nu aș vrea să vorbesc și nu stă în caracter să vorbesc urât foștii colegi cu care am lucrat ani de zile împreună. Fiecare are drumul lui și... Au existat rupturi între dumneavoastră și politicienii? Există rupturi în familie, dar în politică. Ce pot să zic? Ce a fost, a fost. Ce va fi, va fi. Eu sunt pro-România și sunt alături de acest proiect. Sunt alături de Victor Ponta. Victor Ponta care mulți îmi spuneau că o să vezi, nu o să țină de cuvânt. Nu e ceea ce pare. Eu vă spun, dacă știți să te comporți și îți vezi de treabă, nu are nimeni ce să-ți facă. Foarte multă lume vă acuză, dar nu doar pe dumneavoastră, în general, politicienii trec printr-o campanie de denigrare publică, cel puțin în mediul online, așa cum spuneam. Foarte mulți vă acuză, foarte mulți craioveni, că sunteți traseist politic. Pentru că, iată, ați fost în mai multe partide, într-adevăr. Cum răspundeți acestor acuzații? Da, considerați că ați greșit cu ceva sau ăsta este parcursul firesc al unui politician? Întotdeauna pe mine m-a zic că am fost un tip sincer și am plecat din PNL și nu mă gândeam vreodată că o să plec. Alături de un bun prieten, Cosmin Enea, în care am considerat că au existat niște divergențe cu fostul președinte pe atunci al partidului și l-am urmat pe Cosmin Enea în PSD. Nu-mi pare rău ce am făcut. Cosmin Enea este și va rămâne prietenul meu pe viață. Am fost în PSD, nu pot să zic că, domne, totul a fost negru. Nu. De acolo am fost făcut deputat, am plecat, las tot ce a fost frumos sau urât în urmă și în continui drumul meu. Nu mă consider traseist politic, așa a fost să întâmple și vă dau exemplu cu lui Radu Preda, că tot ați amintit înainte de emisiune. Îl cunoașteți de mult. Și Radu Preda a fost în PRM, a fost în PSD, acum e în PMP. Eu știu unde e mai mare distanța sau care e diferența între noi. Nu știu, cred că distanța până la urmă este în toate. Eu zic partidele. Că contează omul în primul rând și poți în viață să greșești. Dar aceste greșeli, iată cumva că se plătesc, adică în sensul că oamenii nu prea mai au încredere în politică, în general, în oamenii politici. Da. Cum îi convingeți, cum reușiți să-i convingeți, repet? Doamna Ana, eu acum, cred, 2 ani de zile nu eram înjurat aproape de nimeni, zic eu. Toată lumea mă simpatiza, toată lumea mă iubea. Ei, lucrurile s-au schimbat. Plecând în alt partid și fiind un opozant al PSD-ului. Adică cei care țineau cu PSD sunt cei care acum încearcă să vă denigreze? Nu. Părerea mea că am rămas prieten cu foarte mulți din PSD-ul. Vorbesc de aleși locali.
care mi-s prieteni și am fost și adversar pe ei în aceste alegeri. Eu întotdeauna când am jucat într-o echipă, am jucat numai pentru acea echipă și mi-a plăcut să câștig. Considerați că politica ar trebui să fie motiv de ceartă între oameni? Nu, eu consider că nu trebuie să fie un motiv de ceartă între oameni. Consider că poți să stai la masă cu cel mai aplic adversar, dar cât să-ți faci treaba pentru echipa ta. Nu are legătură să ții dușmănie cu cineva, să fii supărat, exact ca la un meci de fotbal, vă dau exemplu, ca în sport. Pe teren 90 de minute poți să te faultezi, dar după meci poți să bei și o bere și să... De ce ați ales pro-România? Am ales pro-România... Coincid principiile dumneavoastră, felul în care vedeți organizarea unui partid, nu, pro-România? Nu, am vrut să demonstrez că pot să iau ceva de la zero și pot să-l duc undeva sus. A fost ambiția mea personală că pot să fac din pro-România și eu vă spun aici la Dolj, fără falsă modestie, oricine ar fi fost în locul meu nu realiza pragul de 5%. Eu vă spun, cred că put încheau pe 2-3% maxim. Deci până la urmă, iată că cumva vă contraziceți. Oamenii cred că l-au urmat pe deputatul Florinel Stancu și nu partidul de data aceasta. Să vă spun, eu știu, cu oamenii de a urma. Oamenii trag concluzia dacă eu am meritat sau merit să fiu votat. Eu vă spun, 4 ani de zile am fost dedicat cetățenilor și dumnealor trebuie să decidă. Cum considerați faptul că se țin acum alegeri în acest context epidemiologic? În situația în care, iată, școlile s-au închis, grădinițele s-au închis, puburile s-au închis, evenimente nu se mai fac, oamenii sunt de-a dreptul revoltați. Da, noi pro-România am spus că nu trebuiau să se țină alegerile pe 6 decembrie, dar după cum vedeți dumneavoastră și cum se vehiculează, cum se scrie în mass media și cum declară și președintele Iohannis, alegerile vor fi ținute pe 6 decembrie. Din punctul meu de vedere, nu este bine, dar nimeni nu poate să ne garanteze ce va fi prin luna martie, dacă nu o să fie tot la fel sau mult mai grav. Asta este clar, s-ar putea să fie mult mai grav, în special da, după aceste alegeri. Nu vreau să alarmez pe nimeni, până la urmă nu sunt epidemiolog. Dar cu toate acestea, iată, alegerile se țin, școlile se închid. Ce credeți că va fi după alegeri? Pentru că școlile s-au închis după ce a trecut campania politică. Da. Părerea mea, după alegeri, o să se închidă totul. Aici e teama. Deci ne putem aștepta la Da, părerea mea, după 6 decembrie, seara, o să vezi că o să se închidă totul. O să stăm iar în casă închiși câteva luni de zile, ceea ce eu n-am fost și noi pro-România, am votat la starea de alertă, la starea de urgență, am votat împotrivă. De ce? Pentru că economia se prăbușește sau s-a prăbușit deja. Foarte multe categorii, iată, artiștii independenți, Horeca, pentru că au tot apărut. Horeca, și mass media, pentru că din moment ce anumite instituții private nu mai funcționează, iată, nici noi nu mai avem publicitate și așa mai departe. Un întreg lanț și până la urmă lanț care ne va afecta pe absolut ne afecta. Eu zic că trebuiau să testările să fie într-un număr foarte mare. Trebuia să ne protejăm fiecare dintre noi, iar economia trebuia să funcționeze. Să fim conștienți de faptul că acest virus există și depinde de noi cât mai stăm în aceste stări de urgență, de... Asta da, este. Cu siguranță virusul există. Avem și noi prieteni. Avem rude care s-au îmbolnăvit. Din păcate, iată, au și murit, din cunoștințele mele, cel puțin. Asta se întâmplă. Chiar există acest virus. Cum putea fi mai bine gestionată această situație? Această situație, eu cred că putea să fie gestionată mult mai bine. Și repet aici, trebuiau testări foarte multe făcute. Trebuia populația protejată
și economia trebuia lăsată să funcționeze. Vedeți, suedezii, până la urmă, mie mi se pare, din punctul meu de vedere, lăsând la o parte partidul, eu consider că suedezii au fost mult mai inteligenți decât noi. Eu, dacă aș fi fost prim-ministru, aș fi luat alte măsuri. Dar vă aduceți aminte că la începutul pandemiei... O să și completez. Puteam să spun cei care sunt bolnavi de diabet, de cancer, gen Craiova. Lăsai să plimbe în parcul tineretului cei bolnavi. Le puneai un mall sau magazin alimentare în care să intre cei bolnavi. Puteai la anumite ore și puteau economia... Iată, cred că e idee inedită, eu n-am mai auzit-o până acum. Da? Da, nu știu de ce, nu știu ce s-a întâmplat acolo în Parlament, n-ați putut veni toți cu idei de ce? Nu am putut, pentru că noi, pro România, suntem 25 de parlamentari. Și întotdeauna noi, cei de la Pro România, am votat împotriva stărilor de urgență și stărilor de alertă. Până la urmă, iată că, din păcate, nu s-a rezolvat nimic, iar acum vom fi obligați să trecem prin această stare de urgență, prin izolare din nou, pentru că iată, a explodat numărul de cazuri și nici nu se știe numărul real, pentru că începusem eu să spun, vă întrerupsesem de faptul că DSP-ul a început a ancheta fiecare persoană care a luat contact cu persoana bolnavă, lucru care nu se mai întâmplă acum, da, este, din ce am văzut. Este foarte greu numărul. Este foarte greu, bineînțeles. Practic e incontrolabil. Persoanele care au luat contact cu o altă persoană diagnosticată cu COVID-19 nu înțeleg că se poate să fie purtători asimptomatici ai acestui virus și nu vor să se izoleze. Da, este foarte greu. Lumea nu mai are răbdare. Eu îmi imaginez cum o să fie după 6 decembrie, când lumea, la fel, o să fie nevoită să rămână iar în casă. Sunt oameni care nu au cu ce să-și plătească rate, chirii, copiii ținuți în casă. V-ați văzut să faci școli pe online, mi se pare absurd. Copil la vârsta de 7 ani ce să mai face zicem de grădiniță online, de ce ar putea să priceapă un copil de 3 ani. Eu am fi ca studentă la două facultăți și să mergi cu două facultăți online, mi se pare la fel absurd. Lumea, părerea mea, nu o să mai aibă răbdare. O să iese la proteste, probabil. Dar o să lămurească în anii următori că noi, cei de la Pro-România, am avut dreptate. Da, o să câștige, posibil, PNL-ul, dar nu o să stea atât de mult la putere sau la guvernare. Părerea mea, noi nu le văd un viitor atât de lung, le văd ceva până în 2022, pentru că lumea o să iese la proteste. Și nu o să-i mai dea Parlamentul, o să-i dea lumea, poporul o să-i dea jos. Vom vedea ce va fi, dar în momentul în care veți ajunge din nou deputat, veți ajunge în Parlament, care sunt principalele priorități pe care vi le propuneți pentru acest mandat? Priorități sunt multe. Ați văzut, Pro-România are foarte multe proiecte. Haideți să amintim măcar câteva. În primul rând, eu zic cu impozitarea progresivă, care noi am vorbit de atâtea ori în Parlament, nimeni nu ne-a luat în calcul, vorbesc aici și de pensiile speciale. Noi am spus, începând de anul trecut și la începutul anului 2020, că vorbeam de aceste pensii nesimțite, de pensiile sau pensiile parlamentarilor și eu sunt de acord că la vârsta mea să-mi dea Dumnezeu sănătate să apuc 65 de ani. Nu-mi doresc am această pensia așa numită între ghilimele, sunt după mine, ar fi trebuit să fie tăiată, cum au mai făcut alți colegi, te duci la notar. Asta nu are nicio valoare, că te duci la notar. Părerea mea, exact cum a spus președintele Victor Ponta, trebuiau impozitate. Asta e singura soluție, pentru că ați văzut, Curtea Constituțională a declarat-o neconstituțională. Altă prioritate, că spuneați că sunt, care ar mai fi? Într-adevăr, oamenii sunt revoltați de aceste pensii speciale. Eu vă spun o prioritate pentru care eu sunt, zic așa, supărat. A fost Programul Național de Dezvoltare Locală. Am venit împreună cu o mare parte dintre colegi, am inițiat o lege care a venit în ajutorul legii 123/2012 ca administrațiile locale să poată să se finanțeze, să ia bani de la bugetul statului pentru extinderea rețelei de energie, rețelelor de gaze.
Vedeți, noastră, vorbim de extinderea de gaze, de introducerea gazelor naturale în Segarcea și vorbesc să ajungem până la Calafat. Lucrurile acestea trebuiau accelerate. Acum PNL-ul spune, domne, nu avem bani, dar nici PSD-ul nu zice nimic. Este inacceptabil în ziua de astăzi în orașe, pentru că dumneavoastră ați pomenit de orașe, nu de mediul rural. Și iată că sunt județe în țară care au de 30 de ani gaze în comune. Pe asta o văd un lucru. E revoltător. Ce s-a întâmplat la noi? Că practic fonduri europene am luat, n-au fost administrate cum trebuie. Nu, ce s-a întâmplat? Spus, era foarte bun acel program, am venit cu acea lege foarte bună, acum și repet, spun că nu există bani, iar PSD-ul tace. Pentru că PSD-ul a participat la această lege, am fost alături de, să zic eu, împreună cu colegii de la vremea respectivă. O lege bună, dar care, vedeți, nu se aplică. Sunt curios când o să avem și noi aceste gaze pe la Calopări, pe la Segarcea, pe la sau chiar iată, Cârna, pe la iată, Calafat. Chiar în Bucovăț, Leamna, care practic acum sunt ca și un cartier al Craiovei. Sunt la 5-7 km de Craiova. Lucrurile sunt foarte simple, dar greu. Adică toate sunt în proiect, că dacă te duci și iei interviu unui primar de la țară, spune, da, avem un proiect asta de 10 ani, de nu știu câți ani, și totuși nu se mișcă nimic. Nu se mișcă. Și dacă tot am vorbit de proiecte, de fonduri europene, sunt primari care au accesat aceste fonduri. Și se vede foarte bine localitățile. Dar acești bani nu trebuie cumva justificați dacă ai în proiect ceva și totuși acel lucru nu se concretizează? Păi nu. Dacă ai un proiect pe fonduri europene, se duce la îndeplinire că ești obligat. Da, asta mă gândeam și ești controlat, ești verificat și eu consider că sunt cele mai bune proiecte, sunt acestea despre care am amintit. Ca să stai la mâna Guvernului e foarte greu, sau la mâna Consiliului Județean, Consiliul Județean care nu poate să te mai ajute cu mare lucru. Una era prin 2010-2012. Pentru că nu mai au fonduri. Da, pentru că formula de calcul pentru ajuta sau pentru bugetul unei localități te ajută mult, 80% acei bani vin de la ANAF. Iar 20% e bugetul Consiliului Județean. Veți rămâne la ProRomânia? Asta cred că e întrebarea cea mai delicată, pentru că, iată, oamenii sunt deranjați, așa cum spuneam, de traseismul politic. Să vă spun, oamenii au senzația că toți politicienii merg după anumite avantaje. Nu neapărat că valorile dumneavoastră nu mai coincid cu ale partidului. Nu, am venit într-un partid, n-am plecat de la PSD, puteam să mă reîntorc la PNL-ul, dar PNL-ul nu mai era PNL-ul pe care l-am lăsat, eu e PDL-ul actual. Și am considerat că trebuie să vin la un partid de centru-stânga, un partid care a fost desprins din PSD. Și pentru care ați muncit mult, iată, să-l pentru care am muncit, cred, în toată cariera mea politică, cât am muncit într-un an și 3 luni. Da, repet, am avut o întâlnire acum 6 luni de zile cu președintele Victor Ponta și l-am întrebat pe fiecare parlamentar dacă suntem dispuși să rămânem alături de el până în 2024, proiect pe care îl consideră esențial. Eu am spus, da, o să rămân, vreau să continui pentru că cred în acest proiect și ce vreau să vă spun că în ultimele săptămâni, sau mai bine zis, în ultimele 7-8 zile, aud acele manipulări în care spun, domne, Pro-România nu se facă pragul, vă spun. Sunt manipulări din partea PSD-ului, dar concentrate și de celelalte partide. Pentru că vă spun și vorbesc cu foarte multă lume, Pro-România este un partid de viitor. Și o să vadă că pragul electoral e o joacă. Pro-România va încheia undeva în jurul la 10% la nivel național. Și spun, laud acum, domne, PMP-ul, o să vedeți, domne, ce a făcut Băsescu, o să-l bage încă o dată, nu? Băsescu a candidat la primăria Capitalei și e normal. A luat un scor de 9%, să ridice PMP-ul undeva la 5-6%. Pe când noi nu am avut un candidat care să ia un scor bun pe Capitală, iar Capitala, cred că Considerați PMP-ul principalul contracandidat? Nu, vă spun imediat.
Consider că Bucureștiul face cât 4-5 județe cum e Doljul. Gândiți-vă dacă candida președintele Victor Ponta și lua un 10%. Pe unde era Pro-România? Cum era la un 7-8% național. Deci o diferență mare. Ne spun, domne, că a fost acolo la prag. Ceea ce e fals totul. Aceste alegeri o să fie altceva. Atunci, care ar fi punctele iar PMP-ul forte ale dumneavoastră? Eu nu consider PMP-ul adversarul Pro-României. Pentru că PMP-ul e pe dreapta, PMP-ul trebuie să sperie de PNL-ul. Și toți îi încântă, spun, domne, nu, o să vedeți, luăm la guvernare PMP-ul. Ei, părerea mea, PMP-ul s-ar putea să trezească că nu o să facă pragul electoral. Dar de România, Pro-România? Pro-România, eu v-am spus. Cu ce și se va întâmpla? Care sunt punctele forte spun, ale candidaților Pro-România, comparativ cu alte partide mai mici, nu neapărat cu PNL și PSD? Eu vă spun, eu nu știu lista celor de la celelalte partide. Dar dacă spui la Pro-România Florin Stancu, spui chirurgul Liviu Vasile, chiar la Senat, din partea al de Duval Dinstor, domnul Tătulescu, Andrei Dina, eu zic că sunt alte nume și consider că avem cea mai bună listă de parlamentari. Credeți că oamenii vor alege schimbarea de data aceasta? Pentru că despre asta este vorba. Da, eu zic că o să fie niște alegeri ciudate pe 6 decembrie. Păi, oricum vor fi niște alegeri ciudate, că iată, pandemie, nici campania prezența, nu se va mai... cred că nu o să fie cum a fost la locale, lumea e speriată. Nu poți să mai scoți primarul să meargă din poartă în poartă, să scoată bătrânii la vot, hai să votezi PSD-ul sau PNL-ul. Eu zic că acum o să fie altceva. Și altceva în sens pozitiv? Eu zic că în sens pozitiv pentru Pro-România. Pentru că vor veni doar cei interesați de schimbare? Sau de ce credeți? Da. Eu vă spun și mă întorc puțin la alegerile locale. Despre mine, nu au știut prieteni că eu sunt candidat la Consiliul Județean sau când sunt pe listele Consiliului Județean. N-a ieșit suficient în mass media sau care credeți că e motivul? Nu, nu am ieșit. Eu m-am ocupat special de județ. Am considerat că acolo trebuie bine, să... Bine, nici la noi, la emisiune, iată, n-ați ajuns în ciuda insistențelor mele. Nu am ajuns pentru că... Pentru că ați fost în fiecare zi am pe am considerat teren. Că trebuie să fiu alături de candidații mei la primărie, alături de listele de consilieri locali. Și am făcut în pre-campanie și în campanie, am trecut prin 80 de localități, dar 80 de localități le-am făcut din poartă în poartă. Nu știu dacă s-a mai întâmplat în această țară ca un deputat în funcție și un președinte de partid să facă door-to-door în 80 de localități. Cum au apreciat oamenii acest lucru? Acest efort până la urmă? Oamenii s-au bucurat să vadă un deputat la poartă, că le bate la poartă și discută, am discutat omenește, pentru că felul meu sunt un om sincer, deschis, cum mă vedeți și acum în emisiune, așa sunt și în realitate, nu sunt tip fals, poate sunt exagerat sau extrem de sincer. Oamenii, eu zic că apreciază și se va vedea pe 6 decembrie dacă efortul meu a contat în ceea ce am făcut în această vară. Cum, ce ați învățat de pe urma acestei campanii? Ce își doresc oamenii? Unde ați greșit? Nu. Ce puteți remedia sau considerați că n-ați greșit dumneavoastră neapărat și oamenii au fost influențați de marile partide? Da, eu vă spun că până vineri, în vinerea alegerilor, tot era perfect. Totul s-a schimbat de vineri până duminică. Este foarte greu. E greu de conceput că lucrurile... Degeaba am avut eu cele mai bune echipe, cele mai frumoase, cu cei mai tineri candidați și cu cele mai... Și politic. Și cu cele mai tinere echipe. Dar, din păcate, au fost mult mai buni și au fost peste noi, din toate punctele de vedere, cele două mari partide. De ce spuneți mult mai buni? Mai buni în sensul de organizare? Sau păi de... nu poți acum să... Eu, ca Pro-România, să iau Florin Stancu, să mă compar cu foștii mei colegi de la PSD-ul sau cu PNL-ul, pentru că au alte structuri, au oameni în instituțiile publice, directorii, au infrastructură, au câte un militant pe fiecare localitate. Mie mi-a fost foarte greu, adică eu a trebuit să suplinesc 10 localități să le fac singur.
sau să pun un om la 15 localități. Foarte greu. Dar îmi imaginez să mergeți zilnic în atâtea localități, am mers așa, pot să zic, la pas până la epuizare. Lucru care s-a văzut și fizic, de altfel. S-a văzut în și fizic, perioadă. Da, am avut o perioadă de 3-4 zile în care efectiv nu am mai putut să ies din casă. După campanie v-ați relaxat? Am relaxat, mă simt bine, acum sunt odihnit. Sunt gata dornic, să începeți din nou? Sunt dornic, da, să revin în teritoriu, dar părerea mea, și repet, o să fie alt tip de alegeri, de campanie electorală. Nu mai ține acest lucru la parlamentare, să mergi din poartă în poartă. Și vă spun, mă duc într-o localitate liberală să fac campanie. Păi mă duc și o să-mi promită toți oamenii că mă votează. O să vină primarul și tot o să lămurească o mare parte. Hai să ieșiți la vot. Lăsați-l pe Stancu. Și atunci, cum veți proceda de data aceasta? Și păi mai ales în acest context epidemiologic. Eu am strategia mea de campanie acum și nu pot să o spun în emisiunea dumneavoastră. Dar vom vedea în curând. O să vedeți în curând. Am o campanie bine gândită, bine structurată. În care și sper că frumoasă. Frumoasă, da, că niciodată n-am făcut campanie. Adică toți suntem scârbiți de acele săgeți trimise pe rețelele de socializare între contracandidați. Da, nu mi-a plăcut și aceste conturi false. Nu am în echipă și am interzis să nu loga. Dar chiar că la un moment dat, iată, eu mi-am luat la purecat lista de Facebook și aveam numai fotomodele în listă, știți la ce mă refer, da? Care postau mesaje politice și iată, am șters toate acele persoane, cum apare câte o campanie, cum apar sute de cereri de prietenie noi, de la aceste conturi fictive. Sunt conturi fictive, sunt conturi pe care nu le văd rostul lor, decât să lovești, să murdărești un candidat, niciodată nu se răspund. Au fost și amenințări în acest mediu online de la aceste persoane ascunse în spatele unui da, cum. Aceste persoane ascunse, eu nu le răspund. Mi s-a întâmplat? Da, nu le răspund și vă spun sincer, mai mă sună prietenii rude, uite, nu știu cine te-a atacat pe Facebook, zi, nu mă interesează nici nu. Dar știți că aceste persoane, în mod normal și firesc, dacă li se face o plângere, pot răspunde penal? Eu știu și gândiți-mă locul meu că sunt înalt demnitar, pot să fac acest lucru. Dar nu ați vrut să nu faceți Nu am vrut rău. Să fac lucru, am văzut, poate sunt și oameni apropiați de noi, ca echipă, sau oameni care au fost pe la noi în partid, care și nu s-au mai regăsit. Să răspunde? Nu pot să știi, lumea e foarte ciudată. Și am văzut, într-un an și 3 luni, am cunoscut oameni și persoane pe care nu credeam niciodată în viața mea. Oameni care una spuneau în față acum și peste o oră auzea altceva sau îi vedea în altă parte. Dar până la urmă așa e politica. Așa este politica. Mi-am asumat-o, merg înainte, sunt un luptător și nu voi da înapoi. Ce-mi povestiți despre dumneavoastră înainte de politică? Ce ați făcut? Ce ați făcut în acești ani? Da, eu pot să vă spun. De unde ați pornit? Eu am pornit ca un tânăr inginer la fabrica de locomotive electroputere. Am luat-o ca inginer la un compartiment de numit constatare reparații în cadrul serviciului de producție. La un an și jumătate cred că am fost promovat ca șeful constatării reparațiilor. Am activat la electroputere, la fabrica de locomotive și cred că sunt singurul inginer care am trecut pe la producție, pe la proiectare și pe la probe finale. Am plecat de la electroputere la o multinațională, am lucrat 6 ani și jumătate. După 6 ani și jumătate... Ați renunțat la ceva sigur, practic. Am renunțat, așa mi-a plăcut să mai fac câte o schimbare. Să riscați să pentru ceva la, mai bun. Pentru ceva mai bun. Am fost directorul sistemului de gospodărire a apelor 4 ani și jumătate. Am fost de 2 ori consilier județean, practic și acum a 3-a oară, dar am renunțat fiind deputat. Mi-a plăcut și televiziunea, am participat la înființarea postului 3TV prin 96, alături de colegi dragi, care acum ei lucrează în postul de televiziune. Și cine știe, poate și de acum înainte, cel da, puțin nu, cu noi, veți colabora în calitate de invitat, iată.
Așa cum spuneam, iată, oamenii sunt scârbiți de întreaga situație. Că nu știu ce se va întâmpla. Ne așteptăm cu toții la starea de urgență de care vorbeam puțin mai înainte. Cum îi veți convinge că, iată, trebuie cumva să schimbăm lucrurile, să avem vederea mai largă, să alegem pe cine credem noi că trebuie să ne reprezinte, să mergem la vot chiar în acest context? Da, eu îmi doresc ca lumea să iese la vot, dar lumea e greu, lumea o manipulează foarte ușor. Vedeți, și din actualul parlament, părerea mea, 80% nu se mai regăsesc pe listă. Și cum văd eu, da, lumea spune, domne, ce bine că s-au reînnoit, sunt oameni noi pe listă. E adevărul altul. O să vedeți, o să se modifice și Constituția, o să aibă două treimi, o să ridice mâna, o să fie tineri și mulți parlamentari noi. Pentru că... Îi considerați lipsiți de experiență sau la ce vă referiți acum? De ce nu ar fi bine? Această reînnoire absolută. E foarte bună această reînnoire, dar trebuie făcută cu cap, nu să elimini. Cum ar trebui făcută, practic? Păi, vă spun, la ora actuală... Adică văzute meritele fiecărui deputat, senator, în parte? Dacă vă uitați bine, s-au votat, toate partidele au votat starea de urgență, starea de alertă, nimeni nu s-a opus. Ba, nu, au mai venit cu niște amendamente pe acolo de ochii lumii să zică, stai că nu ne opunem la președintele Iohannis. Dar acum ce ne facem? Că iată, probabil că va fi nevoie. Adică, cum am putea ieși din acest impas, spre exemplu? Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Eu vă spun, să votați pro-România, să voteze lumea pro-România și vom scăpa. Vom ieși din acest timp, și nu acum spun că eu atât sunt la pro-România, pentru că, eu mă cunosc pe mine, îl cunosc acum și pe Victor Ponta, zic că suntem altceva. Cât de des vă întâlniți cu Victor Ponta? Da, mă întâlnesc. Când merg la Parlament, mai vorbim la telefon, dar nu-mi place. Deci este o legătură constantă. Nu e legătură, dar nici nu-mi place să-l bat la cap. Eu îmi fătă treabă, dacă îți faci treaba și nu, numai când am nevoie sau există vreo problemă. Spuneați că, iată, mergeți nu numai săptămânal, cred că aproape zilnic mergeți la București, din câte am văzut. Nu neapărat. Sau petreceți în ultima perioadă am votat online de acasă și pentru că asta a fost situația. Am considerat că trebuie să rămân mai mult în teritoriu în ultimul an de zile, să rămân alături de echipa Pro-România, pentru că e foarte greu când pornești la drum cu oameni care nu au experiență politică. Știți cum eu am lăsat ușile... Eu zic că e și am greu, lăsat dar ușile, și ușor. Nu, am lăsat ușile deschise. Cine au venit, eu am dat credit. Sunt un om care merg pe încredere până la proba contrarie. Totuși ați avut oameni de mare valoare în echipă. Cred că pentru asta v-au și votat oamenii din oraș în procent atât de mare. Vorbim de chirurgul Liviu Vasile, de domnul Tătulescu, așa cum spuneați, și niște oameni nepătați politic. De ce au ales, cum au pășit ei la vârsta aceasta în politică și de ce au ales pro-România? De ce credeți? Pentru partii sau pentru dumneavoastră? Păi, în primul rând, eu zic că și pentru mine și pentru partid. Au venit foarte mulți oameni, unii au renunțat pe parcurs pentru că nu e ușor sau alții au crezut că vor avea avantaje materiale sau, eu știu, pe termen scurt, au crezut că o să fim... Au crezut că bune. O să intrăm la Consiliul Județean, o să facem o majoritate, o să avem vicepreședinte, o să avem funcții în... Cum stau lucrurile în politică? Practic, de ce vin oameni într-un partid? Ce speră? Să schimbe lucrurile sau speră, așa cum spuneam, și vă dau, să aibă avantaje? Vă dau exemplu chirurgul Liviu Vasile, care nu și-ar schimba profesia viață pentru nimic în lume. Da, vă spun că domnul Liviu Vasile nu și-ar schimba niciodată meseria. Nici pentru... nu ar putea, da? Bineînțeles. Domnul Tătulescu, un om care... Vă spun, nu și-a dorit să facă parte pe listele Consiliului Județean, a candidat la primărie la Fărcaș, la rugămintea mea. E un om care, la vârsta dumnealui, a considerat că e bine să fie într-o echipă, să fie activ și nu urmărește puterea sau un scop în sine. Sunt și alții care își doresc peste noapte să ajungă.
Și cum îi departajați, cum v-ați dat seama? Știți cum e... Astfel încât să mergeți cu oamenii cei mai buni și cei mai sinceri în această poveste. Între ghilimele, i-am suportat pe toți, pentru că sunt nevoit și am fost nevoit să merg cu toți. Cred că ați ajuns la vârsta și experiența de viață, astfel încât din prima să vă dați seama. Da, îmi dau seama, dar dacă nu ai cu cine, trebuie să-l accepti și pe ăla care își dorește peste noapte să ajungă într-o funcție. Trebuie să-l accepti și pe altul care se supără. Trebuie să-l accepti și pe altul care nu mai vin la partid, pentru că nu-mi convine că colegul X e pe locul nu știu care acum la Consiliul Județean sau la pe lista de deputați sau de senatorii și a trebuit pe fiecare să-i lămuresc în parte. Consider că e un nou drum, un început, sunt fără experiență marea majoritate și trebuie să-i cresc până la urmă. Ați rămas fără mulți membri după aceste alegeri? Nu, din contră au venit foarte. Au venit această fuziune, au venit cei de la pot să vă spun și nu doream să spun acest lucru pe lângă cei de la ALDE, mi-au venit o mare parte din organizația locală a PMP-ului. Împreună cu doamna Coci, care am înțeles a fost ori președinte la municipiu sau secretar general, domnul Albăstroiu, consilierul Mănescu, sunt oameni care au venit alături de mine. Și la care cred că nu vă așteptați. Știți ce, pentru mine e un, să-ți vină 70 de membri. Dar s-a întâmplat așa cum spuneam, să și plece și iată s-au îndreptat. N-au plecat de tot din politică, s-au îndreptat spre alte partide. Nu, spre alte partide nu mi-a plecat nimeni. N-a plecat nimeni? Nimeni. Nimeni. Cel puțin așa știu în momentul de față. Vom vedea în zilele următoare până la urmă. Aveți ceva informații? Am ceva informații, dar haideți să spunem că nu sunt oficiale, dar după emisiune o să vi le spun. Puteți să mi le spuneți în direct, că îmi place. Nu pot să le spun în direct, pentru că, iată, așa cum spuneam, nu sunt oficiale. Da. Până la urmă, n-au fost niște declarații. Fac o glumă acum, spuneam, da, am un caz și cu siguranță o să vadă această emisiune. Și glumeam cu o parte dintre colegi. Băi, zic, îi spunem că o să plecăm cu toții peste el unde se duce. Să vedem dacă va rămâne acolo. Dar acesta să fie motivul că nu v-a mai suportat și de aceea s-a mutat la alt partid? Că nu, nu, cred nu, că... n-a plecat nimeni la alt partid. Am înțeles. Deci sigur, am un singur membru care s-a supărat că pe listă am pus pe cineva pe un loc în față și considera că merită el. Nu. Adevărul este altul. Eu întotdeauna merg pe oamenii care au rezultate și care se zbat. Adică și consider în primul rând în politică trebuie să faci performanță. Nici mie nu mi-ar plăcea eu să merg să obțin un rezultat slab sau un rezultat bun și alt coleg să obțină un rezultat slab să vină în locul meu. Nu e deci în funcție de asta sunt aleși până la urmă oamenii în politică în primul rând, ca un partid nu a mers pe performanță, pe rezultate, doi, pe continuitate, trei, fidelitate. Trebuie să fii și un om care... Am avut cazuri care... Trei colegi care m-au urmat din PSD-ul. Nu puteam, chiar dacă au avut o perioadă mult mai grea în viața lor, să zic, au apărut probleme. Stai să-i dau la o parte acum, domne, că nu mai pot să facă față în acest moment. Deci cumva ați reușit să vă păstrați în mizeria politică. În mizeria politică am încercat da, să fac un echilibru în toate. Poate mult se întreabă de poate sunt foarte diplomat. Nu. Așa trebuie să fii, trebuie să-i înțelegi pe toți. Eu abia aștept, acum, ca o glumă, abia aștept să închei 6 decembrie, să scap să mă liniștesc puțin, pentru că am avut o perioadă solicitantă, stresantă. Ați trecut dintr-o campanie în alta. Practic campanie și nu e dar ușor. Dar concediu ați avut nu? În toată această nu, perioadă? Nu, n-am avut niciun concediu. Nici nu veți mai avea, că așa cum spuneați, probabil vom trece direct în loc, dar probabil sunteți mulțumit de ce ați realizat. Sunt mulțumit sufletește de ceea ce am realizat din toată această experiență. A fost o experiență frumoasă, dar vă spun sincer că n-aș mai lua de la început niciodată. Să înțeleg că după acest mandat vă opriți? Nu mă opresc, nu. Pentru că păi dacă nu luați de la capăt? Nu. Sau ca să fac o construcție nouă într-un partid. Am înțeles. Dacă știam că e atât de greu, cred că nu mai mă băgam. Da, eu zic că până la urmă provocările sunt cele mai importante, ele ne formează. Sunt.
Fără efort, curajul. Fără efort, fără curaj, fără muncă, nu poți face nimic. Emisiunea se apropie de final. De aceea vreau să le spuneți încă o dată un mesaj telespectatorilor noștri. De ce să vină la vot, de ce să vă voteze pe dumneavoastră deputatul Florin Stancu și de ce pro-România? Da. În final de emisiune vă mulțumesc frumos pentru invitație și o să ne mai întâlnim și în campanie, cu siguranță. Pot să spun, votați pro-România, votați deputatul Florinel Stancu, votați lista la Camera Deputaților și la Senat, pentru că eu sunt omul care nu a dezamăgit, sunt omul care este alături de cetățean și omul care răspunde la orice oră, din zi și din noapte, la oricine. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc cu drag. Le-am promis telespectatorilor, ne vom revedea cu dumneavoastră cu aici, drag, la Capital TV. Vă doresc o seară frumoasă și ne reîntâlnim în curând la Puterea Cuvântului. Asemenea și dumneavoastră. Seară.